Civilizațiile de altădată, potopul. Înainte de a comunica ceva unui întrupat, entitatea spirituală trebuie să le examineze și să vadă dacă adevărul intenționat spre a fi comunicat corespunde gradului evolutiv al duhului respectiv. Dacă întrupatul merită răspunsul la o problemă necunoscută de entitatea spirituală, ea apelează la o altă entitate, cunoscătoarea subiectului respectiv, care va veni și îl va face cunoscut întrupatului. În timpul somnului, trapului său, duhul uman își face din spațiu analiza cunoștințelor conștiinței stării sale de veghe și, constatând cât de puțin știe ca om trupesc, roagă o entitate subalternă sau un prieten spațial să-i comunice când va fi în trup o anumită problemă, cunoscută de el ca spirit, dar necunoscută ca întrupat. Cunoștințele omului dintr-o viață oarecare sunt în continuare celor cunoscute în trecutul îndepărtat. Din viață în viață, omul știe tot mai mult, riscând mereu și urcând scara evoluției. Evoluția sa e în legătură cu evoluția Pământului. Există o strânsă dependență între dezvoltarea omului și evoluția Pământului, între evoluția individului și evoluția planetei. La rândul ei, evoluția planetei este într-un raport intim cu evoluția astrului de care aparține. După cum există o legătură strânsă între individ, planetă și soare, tot astfel există o legătură între evoluția colectivității și a guvernatorului ei. Omul se naște, trăiește pe pământ, lucrează la o operă oarecare și apoi moare. Omul neștiutor crede că aici s-a încheiat opera și cariera sa. Adevărul este că el va renaște și își va continua opera anterioară, ducând-o mai departe, desăvârșind-o. De regulă, dacă într-o viață ți-a plăcut mult o carieră, de exemplu medic, reiei și în alte vieți această carieră, pentru a o duce pe o treaptă superioară de cunoștințe. Așadar, s-ar putea ca medicul de azi să fie cel de ieri. Desăvârșirea într-o carieră nu se face propriu-zis pe pământ, ci în spațiu, unde găsești metode și noi cunoștințe și când te reîntrupezi gândind la ele, vin ca intuiții în mintea ta de om trupesc. Și ele sunt o regăsire, o reamintire a ideilor câștigate în spațiu, înainte de întrupare. Chiar dacă ai ajuns la punctul de a avea o legătură de prietenie cu cei din spațiu, ei nu pot să-ți comunice cunoștințe ce trec de gradul tău evolutiv și, de regulă, nici chiar cele ale gradului tău. De exemplu, un duh întrupat a ajuns la gradul de a cunoaște toate problemele până la litera M. Oricare ar fi entitatea ce comunică, ea trebuie să țină seama de regula stabilită în cer. Să comunice acestui spirit întrupat doar cunoștințe până la litera L, chiar până la litera K. Gama cunoștințelor de la L la M a necesitat mii și mii de ani, în termen mediu aproximativ 10.000 de ani. De aici se vede cât de greu se acumulează cunoștințele în memoria unui spirit. Iată de ce este necesară repetarea continuă ani și ani a acelorași idei, pentru ca ele să se întipărească pentru totdeauna în spirit. Această durată lungă de timp este cerută și de faptul că marii cunoscători predau cunoștințele noi la un anumit termen. Nu se pune nicio gravă în expunerea lor, dar nici entitățile spirituale nu se prea grăbesc să le memoreze. Învățătura are două părți, una teoretică sau abstractă, obținută în spațiu, și alta practică, aplicată pe pământ. Rezultă că fiecare planetă e un fel de laborator. În cerul sau spațiul ei se concepe, iar pe pământ se aplică cele concepute. După cum pe pământ tot nașul are un naș, tot astfel și în spațiu orice maestru are un superior, un maestru mai știutor. Cunoștințele date trebuie învățate pentru că vei da examen.
După cum există un tribunal moral, există și un tribunal științific. După mari perioade de timp, ești chemat în fața tribunalului științific și dacă ai trecut cu bine examenul, ți se atribuie un grad nou. Treci de la litera M la N. Pe pământ, un elev are nevoie de un an de zile să treacă dintr-o clasă într-alta. În cer, ca să promovezi de la un grad la altul, în cunoștințe, ai nevoie de 10-15 mii de ani. După cum un elev nu poate memora un material ce trece de puterile sale intelectuale, tot așa, Duhul întrupat, auzind de cunoștințe ce depășesc nivelul său evolutiv, nu simte niciun impuls pentru a le cunoaște. El refuză să se ocupe cu probleme care nu-i fac plăcere și nu-l interesează deloc. Ne-am luat angajamentul să-ți îmbogățim cunoștințele de om trupesc, dar o facem treptat pentru că, deși conținutul memoriei tale spirituale este foarte mare, dacă am căutat să-l transpunem în memoria ta trupească, în conștiința stării tale de veche, ar fi ca și cum am pune o bucată de gheață pe un bec încins. Ar plesni. Dacă ți s-ar da cunoștințe dintr-o dată, te-ai simți entuziasmat, fericit și în exuberanța sufletului tău, ai comunica apoi și altora. Însă ei nu te-ar mai putea înțelege și ar crede că ți-ai pierdut mințile, că ai nebunit. În marea ta bucurie ți-ai pierde echilibru și cei nepregătiți să primească acele cunoștințe te vor scoate din rândul celor normali și te vor trece în rândul celor ce și-au pierdut mințile. Cunoștințele tale sunt în scânteia de deasupra capului tău. Din ea noi luăm și le transpunem ceva mai jos. Primești treptat, te obișnuiești cu ele și, nemai fiind aprins, le acorzi toată importanța cuvenită, asemenea savantului care nu stă de vorbă despre cunoștințele sale cu soția sau cu cei din jurul său, ci numai cu cei de specialitatea sa. Să nu credeți că ținem ca lumea noastră să fie descoperită primului venit sau ca tainele lumilor noastre să tulbure mințile nepregătite. Așadar, știindu-te trecut de faza înflăcărării, devenind mai înțelept, putem să-ți spunem cu curaj din adevărurile cunoscute deja de spiritul tău ca duh liber. Voi considerați că lumea veche a fost cufundată în întuneric și omenirea actuală se află în culmea civilizației, adică vi se pare că o civilizație ca cea actuală nu a mai existat niciodată. Noi, având la dispoziție alte frisoave, cunoaștem altfel decât cum credeți voi, ca oameni trupești. Știm că ceea ce se vede azi pe pământ a mai fost altădată, că după cum au pierit civilizații vechi, va pieri și civilizația actuală. Existența omenirii pe acest pământ se înșiră sub formă de valuri. După o vreme lungă de zeci de mii de ani, civilizația piere și se întronează barbaria. Această lume se ridică treptat în cunoaștere și moralitate, ajungând din nou pe vârful valului civilizației. Explicația acestui fapt neștiut de voi este următorul. Când un grup de duhuri și-a terminat școala planetară, ele părăsesc această planetă și în locul lor vin alte duhuri, de pe o planetă inferioară. Ele vor găsi aici case, mașini, obiecte, cu mult mai ingenioase decât ale voastre, rămase de la valul de duhuri plecate, dar neștiind ce să facă cu ele, le lasă în paragină, dărăpânându-se, ruginind și pierind. Astfel zac sub pământ palate și orașe ale valului plecat. Omul duh întrupat o va lua de la ființele vieții sale, din planeta de unde a venit, cu știința sa, iar tot ce a găsit se va ruina, fiind părăsit deoarece nu știe să le folosească. Îngerii terestri ne spun că pământul evoluează pe cicluri. După o civilizație urmează o barbarie și după ea, vine iar o civilizație și așa mereu mai departe. De la apariția sa, pământul vostru are mai multe miliarde de ani,
iar de la apariția omului pe pământ au trecut milioane de ani. Câte civilizații s-au înșirat în existența lui, câte civilizații zac în adâncul oceanelor ce au înghițit vechile continente, unde presiunile, mișcările, umiditatea, noianul întreg de forțe au schimbat și distrus totul. Tot îngerii ne mai spun că civilizația precedentă a fost în unele privințe mai înaltă decât cea prezentă, posedând diferite mașini mai ingenioase. Ea zace azi în adâncul oceanului Atlantic, Europa există în timpul acela și exista, dar suprafața ei era mai plană, mai joasă, acoperită de mlaștini și avea o climă nesănătoasă, motiv pentru care era nelocuită. Uscatul numit Atlantida, unde a înflorit o civilizație strălucită, se întindea aproximativ din dreptul ecuatorului până în dreptul Norvegiei. Avea un pământ fertil și o climă sănătoasă. Odată cu scufundarea ei, duhurile au plecat și civilizația ei doarme și azi somnul de veci. Noi, duhurile, venim și plecăm sub formă de valuri, asemănător berzelor voastre, care vin primăvara și pleacă toamna. Există un supraval, cel al iudeilor, al cărui durată de ședere pe pământ este mai mare decât a noastră, dar și ei pleacă val după val de pe această planetă. Pieirea unei civilizații se datorează unor cataclisme. Ori aceste cataclisme se produc cu oarecare regularitate, fiind datorate unor fenomene cosmice ce au loc la anumite epoci. Cataclismele se produc datorită dilatării și contractării globului terestru. Pământul se comportă ca o ființă, adică respiră, inspirând și expirând. Cauza acestei umflări și dezumflări se află în sfera divină, tronul ființei supreme. La anumite perioade mari de timp, sfera divină se dilată și se contractă. Dilatarea ei are repercursiune asupra tuturor corpurilor și mediilor din interiorul sferei cosmos. Sfera centrală are o dimensiune incomensurabilă pentru noțiunile voastre. Când ea se dilată, presează fluidul cosmic, care la rândul său presează fluidul din sferele univers. Sub acțiunea presiunii, sferele univers devin mai mici și mediul lor intern mai comprimat, exercitând o presiune asupra stelelor și planetelor din interiorul lor. Prin urmare, fluidul din jurul Pământului, oricât de fin ar fi, dacă e silit să se îndesească, exercită o presiune asupra globului terestru. Cum apa de pe suprafața Pământului este o materie mobilă, fiind presată, se revarsă peste continente, care și ele se lasă în jos întrucâtva. Adâncul oceanelor, fiind ușurat pentru un moment de apă de deasupra, se ridică, fiind silit de uscatul îngreunat, de revărsarea și presiunea apei. Prin urmare, cataclismele de pe suprafața planetei noastre au fost provocate de presiunea fluidului din jurul Pământului. Aerul este invizibil, ca și fluidul. Dacă introduci într-un tub de sticlă aer și îl presezi printr-un piston, se va vedea că el se strânge, dar de la o vreme nu mai cedează și atunci ori respinge pistonul, ori sparge pereții vasului. Fluidul se comportă asemenea aerului, se comprimă, dar nu până la infinit. Când sfera centrală va începe să se contracte, fluidul cosmic se va destinde, sferele univers vor fi ușurate din presiune, iar fluidul lor, devenind mai rar, planetele și sorii vor căuta să se dilate. Această dilatare are ca urmare o nouă perturbare în relieful planetei. Așadar, dilatarea și contractarea planetei are ca urmare nașterea de noi continente, mări și oceane. În general, când se contractă sfera terestră, continentele coboară sub nivelul apei. Când se dilată, ridică pământurile acoperite de apă și mai puțin consistente. Calculul anilor dintr-o dilatare și o contractare nu se poate exprima decât prin ani solari.
Îngerii pământului spun că anul solar este timpul cât face soarele nostru un drum complet în jurul punctului central al sferei universului nostru. Știm că soarele face un drum în formă de eclipsă, plecând de la periferia universului către centrul său, pe care îl ocolește și revine iar la periferie. Cataclismul se produce când soarele pornește de la periferie spre centrul universului. Începutul anului solar este momentul când el a ajuns la centru și se termină când revine aici. Durata anului nostru solar ține aproximativ 75.000 de ani terestri. Noi, actualele duhuri, nu o să mai apucăm un alt cataclism, deoarece școala noastră e mai scurtă de 75.000 de ani și nu suntem aproape de acel moment. La acea vreme vom fi instalați deja pe o altă planetă. Dar unii dintre evreii care au o școală mai lungă, mai amarnică, pe această planetă, vor prinde acele vremuri. Unii dintre ei vor avea un nou potop, adică o nouă scufundare a uscatului.